îmbrățișez, să te cuprind, ce faci? Așa, ne-am mai pupat noi înainte de emisiune, dar uite și acum. Ah, super. Perfect. Super, minunat. Noroc că am fost vigilent și am văzut-o pe Greta, că dacă nu mai prindeai niciun covric. Era, uite, să luăm e una bine, copilul mănâncă, că eu beau și atât. Cum să spunem, șacalilor din spatele camerelor de filmat. Așa, îl pui, bun, să-l pun aici. Știți cum e? Da. Ce face Antonia? Spune-mi întâi de toate, câți ani ai acum? 10. Mulți înainte, ești foarte frumoasă. Merge la școală? Da. Și cum merge treaba? Bine. Merge bine, bine sau... Așa, așa, așa. Asta e, așa, așa, așa. Nu că dacă merge foarte bine e problematic atunci. Ne-am doar toți profesorii. Deci... Pe toți? Uh-huh. Câți ai? 4-5? Nu, am la română, la mate, da, la biologie, a, de fapt am luat toate materiile. Deci sunt câțiva profesori acolo și sunt de treabă toți? Cred că 14 sunt. Sunt de treabă toți? Toți. Ochelarii sunt de vedere? Da. Îți vin foarte bine, să știi. Mulțumesc. Și eu sunt ochelarist, vezi? Hai să batem palma. Și eu, dar i-am lăsat în rucsac, că dacă știam să ne facem o formație, să știm, nu, o treabă. La un moment dat am făcut o campanie de asta, era o campanie socială, în care cineva m-a rugat să le transmit copilor care poartă ochelari, că nu e nimic rău în treaba asta, pentru că la școală, de cei care poartă ochelari se făceau glume și se făceau miștouri. Tu n-ai avut glume de pe paza asta la școală, nu? Nu. Nu glumea. Nu, și nu se mai zice aragaz cu patru, cum se zicea pe vremea noastră, nu. Dar așa era pe vremea noastră. Pe vremea noastră, da. Dar sau eu am, fund de sticlă. Sau... Am purtat. Noi, mă rog, au primit moștenire de la mine și ea și Mica, partea asta cu miopia, așa că suntem trei ochelari și practic. Mica, îl pupăm și pe el, a vrut și el să vină, dar când a aflat că e cu întrebări, a zis, nu, mulțumesc, eu merg altă dată. Dar e foarte tare asta ce se întâmplă. Este războiul generațiilor, amneasă cei de acasă, puteți să vă jucați oameni buni cu noi. Fii atentă, eu o să pun o întrebare mamei tale. Dacă mama ta nu știe răspunsul, tu trebuie să dai un secret din casă. Dacă eu îți pun o întrebare ție și tu nu știi despre ce este vorba, mama ta bea un șat, înțelegi? Da. Un șat cu zi, cu ce? Un șat cu lămâie. Că nu e cu ce aș vrea un eu șat, să fie. Da. E cu lămâie, e vitamina C, exact ce vă recomandăm în această perioadă, oameni buni, pentru că vine toamna, sezonul rece și ar fi păcat deja să nu serviți niște șaturi cu lămâie. Exact. Mă rog, vine toamna. A venit toamna. A venit. Giulia, cu cine începem? Cu Giulia sau cu tine, Antonia? Cu mami. Începem cu mami. Deci mami, atenție, da, mare, dacă nu știi, okay, beau. Deci dacă nu știi răspunsul, nu bei. Ia dă un secret din casă. Ceva de acasă. Okay, așa e, că trebuie să fie acolo multă presiune. Problema. Și pentru cei de acasă, o să începem în felul următor. O să punem o melodie și vrem să vedem dacă recunoști melodia, okay, și dacă recunoști formația. Bun. Hai, Ciuchi. Nu am cum să nu știu, cu ascultăm aproape fiecare dimineață pe drum spre școală. Maneskin, Mamma Mia. Exact, este preferata Antoniei. Da, o trupă rock fondată în 2016 la Roma. Asta îți place ție, nu? Da. Ai văzut că a fost pe fază, mami? Și a știut? Da. Bravo, ai scăpat. Yeah. Nu dai nimic din casă deocamdată, dar se vede mai departe dacă mami bea șat. O să vreau să te uiți un pic la televizor, că avem o fotografie și vreau, da, să-mi spui dacă știi ce avem în această fotografie. Hai să vedem. Deocamdată nu avem. Avem, mă, și o poză și haide să vedem și te întreb pe tine, știi ce e bibelou? Da. Ce e? Este un obiect, poate să fie și din sticlă. Așa? Sau și din... sau poate să fie din lut sau din ceramică. Deci sau... un obiect decorativ fabricat, da, de obicei din porțelan. Bravo, ai știut. Asta e un bibelou 2020, dar noi aveam pe aia, da, cu bețivul, cu pescarul. Exact, cu... delfinul. Ai bibelouri acasă? Mai aveți bibelouri acasă? Da, multe. Bibelouri? Da. Perfect. Pe frigider? Pe frigider, pe televizor, cu mileu? Să nu zici că avem și mileu. Avem mileu, da? De ce? M-a întrebat cineva de curând, s-a văzut într-un video pe TikTok, o mușamaua de pe masa din bucătărie. Și a, dar la mușama, nu renunțați. Nu renunță, mi se pare că e ok, chiar deci, avem nevoie. Peștele, știi peștele care stă întotdeauna, peștele de cristal mare? Mm-mm. Nu știu, nu l-ai prins. Treabă serioasă. Uite, avem un bibelou. Bravo, Greta. Ne-a dus Greta de la ea de acasă. A, e pușculiță chiar. Da, e pușculiță bibelou, adică... Perfect. Ah, ok. Un bibelou. Ăștia sunt moderne bibelourile astea. Da, nu erau așa pe vremea noastră. Pescarul.
Da, aveam balerina, era și vrei balerina, doamne. Ia, ai ciucă pe zi, mă peștele ăla, toată lumea a avut peștele pe frigider. Bineînțeles. Cred că mai am și eu acasă. Pe frigider, pe televizor. Da, pe televizor. Peștele, ai găsit peștele? Da, bineînțeles. Ia. Ia să-l văd. Ăsta e, mă, de la Târgu Jiu. Da, urâțel tare era. Ăsta e, mă, pește, știi ăsta? Și era pe... Aveai peștele ăsta pe televizor, pe Mileu? Cu Mileul ăla care cobora puțin așa peste ecran. Da, nu? Asta e frumos, exact. Vremuri frumoase. Deci, da, oricum te-ai descurcat bine, nu beam amișat. Mai ai găsit tu, ciucă, vreun biberon? Imediat. Hai să vedem când mai ai. Și mergem la următoarea întrebare. E pentru mine, nu? Pentru Giulia. Iar dacă tu nu răspunzi corect, va trebui Antonia să dea ceva din casă, un secret. Perfect? Acolo. Hai să vedem. Să știi că mă concentrez. Trebuie să răspund corect. Răspund. Că nu știu ce să dau. Bun, fii atentă. Întrebarea pentru tine, Giulia, este așa. Ce personaje din, de desene animate îi plac Antoniei cel mai mult? A, când? Deci personajele preferate de desene animate. Din, mamă, păi că-s mai multe. Am două. Două? Da, două am ales. Două, ai ales pe tine, te-am ales. Am citat și dintr-un clasic. Dacă e ușor. Da. Păi nu știu, i-a plăcut Elsa și Ana, dar cred că s-a, nu mai e. Nu, nu mai sufla, că nici nu mă uit la tine. Uite, Rapunzel, nu cred că-ți mai place. Nici asta, dar cine? Nu, mă, deci, Maleficent, cine? Îți place și ție de fata asta? Îmi place și mie de fata asta. Oh. Și ce voiam eu să mă fac când eram mică? Ce voiai tu să te faci când erai mică? Uh-huh. Păi tot mică ești. Hai că când eram mai mică. Mamă, nu mai știu. Ceva cu A. Aurora? Nu. Ariel? Da. Ariel! Da, nu da, cred. Da, ai pierdut Ariel și Mickey Am Mouse, pierdut, ca să da. Știi. Și Mickey Mouse. Și Mickey Mouse? Da, încă îl iubește da. Pe Mickey Mouse. Da? Da. Ce mă bucur că am venit astăzi la emisiune ca să mai încă, aflu încă iubește pe Mickey Mouse, așa că va trebui să aflăm un lucru din casă spus de Antonia, pentru că n-ai știut răspunsul. Pot să beau puțin apă înainte? Perfect. Rog, să mă concentrez. Antonia, uite-te la mine și spunem sincer și corect. Cine sforă e mai tare în casă, mami sau tata? Da, corect. Păi, tati de obicei sfărăie cel mai mult, doar că atunci când o apucă și pe mami sfărăitul, ea sfărăie cel mai tare. Ok. Nu cred. Deci tati pornește sfărăitul da. Și apoi mami zice da. Să ai un pic să fac niște terțe și începe mai tare. Exact. Nu cred. Dar cum face? Nu. Nu. Așa? Da. Așa? Poate un pic mai încet. Tare? Mai încet? Da. Perfect. Okay. Pentru că tu dormi și nu-l auzi pe taică tu. De asta exact. Ai spus așa ba, ceva. Nu. Nu este adevărat. Păi dacă l-acoperi normal că nu-l aude. Bine, perfect. Mergem mai departe cu următoarea întrebare. Am o poză pe care vreau să o vezi, Antonia, la televizor. Și vreau să-mi spui dacă știi cine este în poza asta. Dacă nu știi cine e în poză, mami va avea un șat de lămâie. Dar stai că nici eu nu... A, n-are măi de unde să știe. De unde ați ales? Băi, n-are măi. O să încerc și probabil că o să zic ceva stupid. Nu contează, tu zi. Antonia? Nu. Antonia? Nu. Seamănă un pic, dar nu. Dar nu răsare. Era o vorbă ea? Pe vremuri. Nu. E cineva care are legătură cu ea. Da. Să știi că Antonia, păi nu, că Antonia nu știe decât componența inițială formației. Cineva din Candy. Nu știu, nu le știu. Dar știu că e cineva din Candy, mi-am dat seama. Acum, pentru că ți-a zis mami componența. E da. Monica Andrei, fosta membra trupei Candy. Noroc. Noroc, tati. Noroc și pentru tine. Da, ia un să beau, shot da? Și hai să vedem. Cum să nu? Hai, noroc shot. Să fie bine. Lămâile sunt cele mai bune. Aduce aminte. Uite ce bune. Îmi plac și mie. Imediat. Mamă, cum? Nu că e bună, mi-e îmi plac. Ți le bea pe toate eu. Da. Stai să vezi. Haide că mergem mai departe cu o întrebare pentru Giulia. Dacă nu știi, va da iar din casă ceva. Asta, dă-i, zi. Haide să vedem. Vreau să-ți arăt niște imagini și să-mi spui cum se numește acest joc. Ok. Uite-te la imagini. Ah, Roblox. Da, da. Ce? Minecraft? Păi nu, ce, Roblox așa care e, dintre se jocul. Au, păi ușor, nu știu. E ușor. Vorbim eu și Mica tot timpul despre el. Da.
Să nu știu, pe cuvântul meu că oricum, nu știu. Oricum, știu Roblox, a știut. Nu, cum se numește? Că vă jucați prea Don't multe. Don't press the button 4. Ah, ok. Da, da, e Roblox, a știut, da, o salvăm. Da, o salvăm. O salvăm. Jucam text. Hai să mergem mai departe. Vreau să-ți arăt ceva, Antonia, și să-mi spui ce. Dacă nu știi ce, mama ta va bea un shot. Iar hai pentru cei am de acasă, care sunt împreună cu copii și cu părinții, copiii cu părinții pot să joace și ei jocul ăsta, da? Fii atentă, eu ți-arăt o imagine și tu va trebui să-mi spui ce e în imaginea asta, da? Ok. Ah. Am un... Sunt mai multe. Sunt trei, dar tu nu mai te băga, lasă-mi pace. De ce? Că nu, că are și acasă. Că m-a întrebat toată ce e. Nu mai zic nimic. Cum? CD player sau DVD player? Doamne, dacă arătau așa CD-urile. Ok, altceva, mai e o încercare. Dacă nu, oricum faci un lucru bun pentru sănătatea mamei tale. Ce va bea voi, un shot. Bă, îmi place mult. Nu știu. Casete, așa ascultam noi muzică. Ce? Da, casete, nu știi că m-ai întrebat. Am găsit la un moment dat de curând o casetă de-a mea de pe vremuri și m-a întrebat, aolo, dar ce e asta? Și băgai creonul la un moment dat așa și le derulezi. Ca să derulezi, da. Ah, ok. Da. N-am auzit. N-am auzit. Deci trebuie să beau, așa, da? Așa ascultam noi muzica pe aceste casete. Exact. Foarte fai. Shot după shot. Dar e bun, e să știi. Ia-i pe fratul meu. Așa tu e foarte mai? Bun. Mm-hmm. Bine, las că nu, că asta e foarte acră. Nu știu de cum. Hai să vedem următoarea întrebare pentru mama ta, la războiul generațiilor. O să-ți arăt un personaj și o să vreau să văd dacă le recunoști. Da. Da? Mm-hmm. Hai că sunt foarte Haide curioasă. Să vedem. Întrebarea cu numărul 4 pentru prietena noastră, Julia. Deci, încă o dată, îți arătăm un personaj și va trebui să ne spui sincer cine e, ce e, cu ce se ocupă, care e meseria. Da, atâtea detalii, vezi și vedem. CNP-ul. Aole, care dintre ele e? Mami, e Charlie D'Amelio, nu? Da. Yay! Și trebuie să zici și niște informații da, despre ele. Este dansatoare, influenceriță, da. Da, este una dintre tiktokerițe pe care le urmăresc chiar și eu. Bine, Antonia mi-a făcut cunoștință cu foarte mulți de pe această platformă, pentru că nu înțeleg. Să știi că o să-ți rămână mac între dinți și se vadă la televizor. Dar lasă-o, domne, să mănânce mănâncă tot așa să-ți rămână. Și? Nu rămâne, uite. Dar e foarte talentată și îmi place și mie foarte mult. Bun, perfect, da. Mamă, bravo. Ce bine aici, m-am descurcat, mai avem? Ai scăpat aici, păi da, mai avem, dădeam okay un secret din casă dacă nu. Mergem mai departe și fii atentă, am pentru tine, Antonia, o melodie pe care vreau să o recunoști. Ia să vedem. Da, chiar sunt curioasă. Da, de unde se știe? Biserica sau operă? Cum? Biserica sau operă? E bine. Ia, mai, ce crezi că mai e? Lasă ciucă repede. Lasă puțin. Cor? Ce anume? Cor. Un cor, da, dar nu-i biserica, nu-i operă. Ce, unde crezi că era melodia asta? Poți să-i ajut? E tot așa pentru un moment important. Era, cred. Era. Nu știu. Ia, de unde la început, Ciucă? Da, bine, măcar ți se gata, pare... perfect, stai să oprim. Ți se pare drăguț sau nu? Nu. Nu, ok, bun, gata. Era imnul României exact pe vremea lui Ceaușescu. Înainte de Revoluție, ăsta era imnul pe care noi cântam la școală. Oh, da, și nici nu okay respiram. Trei culori cunosc pe lume. Ok. Era da trist, nu? Da, foarte. Mai frumos ăsta nou. Ăsta nou, da. Perfect. Așteaptă-te română. Da, așteaptă-te română. E altceva ăsta. E bun, mai fresh. Bun. E chill. E da mai chill. E mai altfel. Altfel cânti, altfel faci un TikTok pe el. Bun. Să vedem mai departe pentru tine, Julia. Da. Vreau să te întreb ce reprezintă pentru Antonia. E un joc pe care el joacă pe tabletă. Și mi-e greu. E un joc pe care el joacă pe tabletă și îi place foarte tare și ar trebui să știi la ce se joacă ea. Asta e ușor. Mi-a okay prezentat Mircea. Nu știu cum se... Și începe cu S. Da. S? Două cuvinte.
Nu-i mai spune, ceva nu? Cu stumble, să ceva, ce, stumble boys, nu știu cum se numește. Ești mai aproape? Da, e cu stumble, da, deci asta e primul stumble. Cuvânt. Ok, ceva. Nu știu, sunt niște băieți mici care aleargă acolo. Aia băieți mici care aleargă? Da. Da. Stumble guys, nu? Stumble guys, așa. Perfect. Stumble boys, stumble guys, tot acolo ajungem. Are dreptate așa, nu? Nu? Da, sunt și fete. Cum? A, sunt și fete, îmi cer scuze, nu le-am remarcat. Perfect. Bun, e tare războiul ăsta al generațiilor. Mai am o fotografie pentru tine. Pentru ea? Vreau să continuăm jocul ăsta așa. Și vreau să-mi spui, Antonia, ce reprezintă acest obiect și la ce folosește? Asta este... E tot din generația noastră. Din aia de să vorbești mai tare? Portavoce, portavoce seamănă, nu. Seamănă cu o portavoce. Trompetă. Dar nu e, nu e portavoce. Monitor? Monitor? Boxă? Nu. Boxă? Ce faci? Cum? Nu. Boxă portabilă? Nu, e, seamănă, nu e. Indiciu. Îl foloseam în bucătărie. Adică... Storcător din ăla de carne? Sau, oh, sau? Storcător da. De carne? Storcător de carne. Îți dai seama, ăsta se punea întotdeauna. Îl prindeai, da, de, de masă, masă. Așa. Îl prindeai și de masă. Vrei să vă arăt da. Ceva? Fii atent, ia. Ce poza am primit. Ia ciucă. Ia fii atent. Mileu pe televizor. Acum în timp real, uite, cineva se uită la noi la emisiune și are televizor cu tub. Și în același timp Mileu pe televizor, dar are smartphone să ne trimită fotografia. Da? Foarte tare. Mulțumim mult de tot, vă mai așteptăm. Mulțumim. Fotografiile cu Mileu, cu peștele, cu bibelourile. Vă rugăm frumos, numărul de WhatsApp îl afișăm pe ecran imediat. Julia, trebuie să bei un pic, un șat, că n-aș fi uitat, Antonia. A zis tu oricător de carne. Păi a zis box, a zis portavoce. A, bine, eu n-am nicio problemă, eu dacă nu e probleme, le beau pe toate. Mie chiar îmi place. A, să știi și că eu îmi fac șaturi din astea. Dacă cu... vrei și tu unul, te rog, ia și cu lămâie Antonia, și perfect. Cu ghimbir, ca să fie noroc. Nu, nu mai dăm, dăm noroc. Așa, să fie șat după șat. Oameni buni, războiul generațiilor, Giulia Anghelescu și Antonia astăzi, la noi aici, la emisiune. E voi bun. V-ați descurcat, e duce. V-ați descurcat foarte bine. Mulțumim frumos. Mulțumim. Foarte bine, a fost foarte bune, bravo. Mulțumim, bravo. Mai primim poze de la telespectatorii noștri cu mileuri, mai primim poze cu bibelouri și vedem exact ce lucruri interesante mai ne trimit oamenii care se uită la noi la emisiune. Vă trimitem și noi o poză cu mileu dacă ne ajungem acasă. Vă rog frumos, te rog și cu bibelou, da? Tu în ce clasă ai zis că ești, Antonia? A cincea. În clasa a cincea? Da. Foarte tare, bravo. Mă bucur mult de tot că ai trecut astăzi pe la noi. Dacă vrei să-i saluți pe colegii tăi de la școală, acum e momentul. Bună, clasa a cincea. Sper că să mă vota să fiu președintă. Mâine? Mâine sunt alegerile? Da. Da. Nu cred. Da. Și ești candidat pentru președinția școlii? Nu, clasei. A clasei? Da. Păi da, doar nu a școlii, că mi-e prea frică. Mă va tăia mari. Deci, deci tu pentru a clasei? Cincea? Da. De la ce școală? Zi repede. Liceul Română Finlandez. Ok, deci liceul Română... Liceul Finlandez. Română pentru liceul și clasa cincea? Da. Ok. La mine liceul era de la clasa 9. Așa era. Liceul Româno-Finlandez, votați Antonia Anghelescu. Nu, Huidu. Huidu. Mereu am vrut să mă cheme Anghelescu. Ce drăguț. Nu se cheme Anghelescu? De ce, băi? Încă un secret. Încă un secret? Păi și când ai vrut tu? Când ți-ai dat seama că vrei să te cheme Anghelescu? Păi, în primul rând, seamănă cu numele meu, Antonia Anghelescu. Ană, Ană. Deci, da, să știi că se poate rezolva să te cheme și Anghelescu și Huidu. Și tu vrei să te cheme Huidu? Te cheamă Huidu, ce vrea Anghelescu, să ai cuvânt. Da, pentru că se pare interesant. Și dacă are mama, de ce să nu aibă și ea? Și Cataleea. Și Cataleea. Și stați că facem o listă până data viitoare. Oricum, ai fost foarte tare. Te votăm la președinția școlii, nu școlii, clasei mâine, bine? Clasei, da. Baftă. Cu ce colegă te înțelegi cel mai bine? Cezara, Ilie Cezara Maria. E prietena ta? Da. Și cu ce băiat te înțelegi cel mai bine? Asta încerc și eu să aflu, dar deocamdată nu am aflat. Poți să salut și fetele de la gimnastică, că încă n-au plecat la antrenament. Faci gimnastică? Da. Bravo, poți să faci roata? Da. Și poți să faci și sfoara? Da. Ce tare ești. Bravo, mulțumim mult de tot. Cu mare drag.